Vești bune pentru persoanele care vor să devină șoferi. Camera Deputaților a adoptat marți în unanimitate proiectul de lege care prevede că examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere poate fi dat nu numai în localitatea de domiciliu aplicantului, ci oriunde în țară. Pe de altă parte, proba practică pentru obținerea permisului se va susține în continuare în localitatea de reședință a aplicantului. Actul normativ modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Proba teoretică de verificare a cunoștințelor pentru obținerea permisului de conducere se poate susține la orice autoritate competentă de pe teritoriul României cu respectarea condițiilor de vârstă potrivit legii. Proba practică pentru obținerea permisului de conducere și eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanții și-au domiciliul ori reședința sau, în cazul celor aflați la studii în România, de cel puțin 6 luni, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află adresa unde locuiesc, se arată în actul normativ. În expunerea de motive se arată că se vor reduce timpii de așteptare de la promovarea examenului teoretic până la participarea la examenul practic de obținerea permisului de conducere, oferind candidaților posibilitatea de a participa la examenul teoretic oriunde în țară. Pentru categoria B, cea mai răspândită și în România, examenul teoretic sau SALA, cum mai este denumit, are 26 de întrebări, iar aplicantul trebuie să rezolve corect cel puțin 22. Examenul se susține digital, iar timpul alocat este de 30 de minute. Rezultatul se află la finalul examenului, când se primește calificativul admis sau respins. În cazul în care aplicantul a picat examenul teoretic, acesta îl poate reprograma în maximum un an de la finalizarea cursurilor școlii de șoferi, dar numai de vreme de 15 zile de la examenul anterior.